I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gonna challenge me. Starting my week. Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5 Roleplay. Mă băieți, vreau să vă explic câteva chestii. Seria asta nu o fac gen cum e scrap, roleplay și chestii fără facecam și foarte mult script pe acolo. Seria asta o facem ca să ne distrăm, ne jucăm într-un mod diferit. Nu prea îmi plac serverele de real life-uri, de RP, pentru că deja toată lumea e poliție, toți youtuberii sunt polițai. Și deja parcă se abuzează de chestia asta. Noi aici ne facem o mică poveste a noastră. Dacă mai dăm failuri, nu contează, repet, nu trebuie să fie ceva wow. Și chestii de genul, mă, nu știu, nu-mi vine nimic în cap pe parcurs, dacă mai vine, vă zic. Deci nu trebuie să fie totul lună, să zic. Și aici, da, avem puțin sânge. De fapt, nu e sânge, e ulei de la motocicletă, dar... Na, curs, am rezolvat problema. Bun, acum hai să începem povestioara. Am văzut că vă place, așa că nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Aveți canalul Speedy, știu că în ultimele două clipuri n-am mai pus canalul în descriere, pentru că nu prea am stat pe acasă nici eu. Haideți să ținem acolo cât mai multe like-uri. Bun, începem. Așa, domnul Speedy. E aici, da, cu noi. Ce s-a întâmplat? Nu-l avem pe Cronos. S-a dus cu ai lui în vacanță. Și asta nu doar pe planul roleplay, ci și în realitate. Și ne-a dat puțin planurile peste cap, deoarece voiam să facem niște chestii. Mi-au venit mie niște idei șmechere și ieșea blană. Așa că, dacă tot e frumos afară, am zis să ieșim cu motoarele. Am închiriat de la BMW două motoare, 1000 RR-ul. Al meu e normalul. Bam, frumos culorile astea. Și PD l-a nimerit cu roșu. Deși arată roșu cu alb și... negru pe jos, arată super bine. O să mergem noi într-un loc super șmecher, să avem un priveliște ca lumea, o să facem niște poze și o să venim înapoi acasă și cred că am nevoie să merg și la benzinărie cu asta. Apropo, mi-a zis foarte mulți, acum lăsând asta, mi-a zis foarte mulți: băi, Trex, schimbă skin-ul că ești de la tatuat cu chestii. N-am găsit niciun skin să-mi placă, așa că l-am luat pe Franklin. Ce haine o să port eu? Facecam. Asta o să încerc să port și în joc, deoarece putem să schimbăm ce haine vrem noi pe ăsta. Plus păr, chestii, bine. Momentan, deci Franklin o să fie caracterul meu normal, al lui Speedy cred că ăla și Cronus l-are pe copilul ăla cu geantă în spate. Deci vedeți, cămașii, am și eu cămașii așa, un albăstrui de ăsta, bam, are și ăsta puțin transpirat. E foarte cald afară, după cum puteți vedea. Haideți să mergem la benzinărie. Domnul Speedy, sunteți gata? Da, sunt. Haideți să mergem. Deci motocicleta asta, pe lângă motocicleta mea, apropo, dacă vă întrebați unde este mașina, am dus-o până la Andrei la garaj să-i facă niște chestii, poate și soft pe acolo ce trebuie. Și motocicleta, sincer nu mai știu unde am lăsat-o. Dar oricum avem pe asta acum. Avem aici pe dreapta benzinărie. Hai mă, 3 auto pe asta. Tietă, s-a întors. S-a întors. Și oricum, deci noi ne jucăm pe servere free room, dacă e. Nu vrem servere roleplay în care să facem aceleași chestii de N ori, să strângem bani ca să cumpărăm o mașină și tot așa să cumpărăm din ce în ce mai bune. Așa, bam! Mai sună un telefon, am o idee super, super tare. Momentan nu am avut timp, am fost presați de timp. Ne-am trezit la 7, acum e ora 9, trebuia să apară la 9:30, nu știu când apare. Deci n-am avut timp în mare ca să facem o chestie șmecheră. Dar e ok. E ok, hai să facem plinul aici. Și după o să mergem, e destul de departe și nu știu cum o să facem noi cu motocicletele, trebuie să mergem puțin off-road, dar e o priveliște super, super tare pe podul
E un fel de canion pe acolo. Trece trenul de obicei. Ce mașină drăguță. Hai, bacă-te. Hai să mergem, că nu-i bai. Așa, deci motocicleta asta fuge în disperare. Tu, Speedy, ce ai făcut? Ce n-ai mai să fac? M-am ocupat pe acolo, pe acasă. Hai să mergem. Dar chiar, ce zi e? Luni. Luni. Nu știam ce zi e, deci e luni și în joc, ca să știți. Cronos a zis că se întoarce când? Luni, parcă, sau marți? Azi. Azi sau mâine. Și poate facem niște chestii ca lumea. Bă, dar chiar, eu cred că ne-a mințit când a mers să cumpărăm mașinile. El a zis că a dat de permis. Dar n-a zis niciodată că, bă, mă duc sau chestii. Eu nu cred că a dat. Da, atunci am zis... Eu, tot ce nu e pe mă? Deci eu cred că a făcut mangleală. Și nu, nu a dat de niciun permis și au. Fii atent. Stai așa. Și au să de ce să intre în curte. Bă, am putea să facem o chestie, să înscenăm o chestie, să vedem. Mergem cu el în mașină. Mașină a mea, și a ta are 40, nu? Da. Și să vorbim cu cineva, nu știu, pe ăsta, pe Silviu de la poliție, parcă așa mai bine cu el. Gen, să nu fie în timpul muncii sau astea, dar să aibă uniforma și să-l oprească pe ăsta. Wow. Ce zici? Ar fi ca lumea. Cred că i-ar da cu panică. Ar face pe el. Deci mi se pare dubios că nu l-am auzit. Hai să trecem așa. Ce mașini au băieții pe aici prin oraș? Ar fi destul de tare. Hai să-i dăm puțin. Aici. Stăm așa, stăm 1000 de ani. Wow. Și apropo, nu o să scot facecam-ul pentru că, repet, e un gameplay normal, nu facem film. Dacă ar fi să fac film, ar fi cu totul altă treabă. Uită-l pe Șau. Uită-l pe Șau. El e... Nu, e vă, uită-l, seria 5. Mamă, ce blană e. E la 5 bani cu M5-ul meu, mi se pare. De fapt, mi se pare că ăsta e seria 5, 2012, pe acolo. Da, tot pe acolo, 2012-le. Pe acolo ar fi, cred că, vreun 16-17.000. Băi, dar eu nu știu dacă m-am ghidat bine acum, dar cred că e bine. Da, cred că e bine. Tot în față. Dă-i talp. Da, mă, voi, sper că vă place ceasul meu, de la Bucci. Avem și mânuși frumos pe motor. Adică e liber pe aici. Da, bordul e puțin defect, doar turațile se mai văd. Din păcate. Se pare că pe aici. Hai să vedem unde ajungem. Deci dacă aveți orice idee ce să-i facem lui Cronos, lăsați acolo în secțiunea de... Lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Stai așa să mă gândesc pe unde trebuie să o luăm noi. Lasă-mă să arunc un ochi pe GPS. Ăsta nu. Mi se pare că ăsta de aici. E cu mlaștina cu alea, nu? De sincer. Sau ăsta la altul. Unde-i șina de tren? E la poalele Ciliadului, nu? Da. Cum ajungem mai repede pe Cilia pe partea asta? Luând pe aici. Ok, facem aici stânga. Deci lăsați în secțiunea de comentarii orice idee aveți. Repet, seria asta nu trebuie să fie 100% roleplay. Cum nici persoanele care fac real life n-au nicio treabă cu real life mare. Unele. Și nu mă mai joc, v-am zis, pentru că toată lumea acum e polițai și e urât. Plus că dacă ești YouTuber, deja primeam 100.000 pe reparații și e urât.
Hai să o luăm tot înainte, bă, dar e mai nasol cu astea pe pământ. Da, sare așa într-una. Și iar nu avem cască. Bine, aici la americușa nu trebuie căști. Hai că se face și noapte. Opa. Ce chestie aia? Ce? Ok. Sunt niște chestii mari în aer. Habar n-am ce construiesc ăștia aici. No. Și acum facem aici stânga asta, așa că e mai greu să o întorci. Gata. Sunt niște chestii pe aici, nu știu. Da. Nu știu care e treaba cu ele. Și apropo, dacă mă întrebați, da, schimbăm serverele, pentru că ăla aparent e picat, pe care noi ne jucăm. Nu contează, ne continuăm povestea. Și acum o să vedeți voi un loc șmecher, bine mai e. O să trebuiască, nu cred că, trebuia să închiriem niște ATV-uri. O să trebuiască să intrăm pe șina de tren. E că pe aici e drum bun. O să trebuiască să intrăm pe șina de tren. Și după să mergem... Să mergem pe acolo. Băi, dar chiar mă, ce e pe aici? Vrei voi să mergi pe acolo? Chiar nu știu. M-aș gândi... Ce poți să ne fac? Nu știu, habar n-am ce care e treaba cu aia. M-aș gândi să vând mașina, ce zici? Aia... Da. Cadou la... Cred că e închis. Avem motoare. Așa e. M-aș gândi să o vând, ai mei încă n-au venit. Când ajung? Miercuri ajung ai mei acasă. M-aș gândi să vând mașina aia. Și păstrez banii. Rămân cu aia de familie, gen. Și le zic că mă angajez undeva, bine. Lai, ca să creadă că am câștigat banii aia cumva, că dacă le zic am făcut un transport de droguri, e ok. Ce? E complet ok. Ar trebui să o luăm pe aici. Hai pe lângă cauciucurile astea. Că în față e șina. Nu știu cum urcăm noi cu astea pe aici. Cine bă fie aici? Ceva fabrică? De lemn? Da. Cel mai probabil. Mergem ce pe aici? E bine că e uscat. Aici e șina, da, uite șina. Așa, aici. Sperăm că nu vine vreun tren sau ceva. Ne-am ales cele mai bune motociclete pentru această peripeție. Ce-i de băiatul meu pe șine. Veculețul ăla se aprinde când trebuie să schimb sau? Nu. Nu. E buguit el. Da. Wow. Hai că... nu cred că avem cum să urcăm motocicletele pe asta. Hai le lăsăm aici. Pune-le când mai așa în caz de vine vreun tren ceva să nu... Aici, mă, băieți, e zona asta, deci e super. Uitați-vă ce priveliște aici. Facem o poză pentru Insta. Hai de aici. Ce crezi? Putem să coborăm pe astea? Păi nu știu. Uite pe astea aici. Unde ești? Da, nu știu. Putem să încercăm dacă e. Vino aici, vino. Vino la mine. Eu sunt aici. E liber? Liber. Da, mă, uiți, am avut o problemă aparent. Dacă eu stăteam cu skin-ul ăla, Speedy nu mă vedea că eu mergeam. O să rămân până la urmă cu skin-ul ăsta. E destul de șmecher. Deci, da, n-am știut de problema asta. Acum, haideți să ne întoarcem la partea noastră aici de treabă, de ce am venit noi aici. Domnul Speedy, veniți după mine, uite. Încercăm să sărim pe asta aici. Și să facem... Dacă o să cădem. Uite, n-ai cum să cazi, să sar direct pe...
Pe ăsta, uite, aici e mai lat, de exemplu. Haide, haide că da, sar eu primul. Ok. Uite, ai văzut? Mm. Și mergem așa, încet. Haide. Așa. Ha? Ia vino. Unde să facem poza? Fix aici. În zona asta. Nu, uite aici, aici. Vino, vino așa pe margine. Hai mai aproape puțin. Așa, mai aproape. Cam așa, cred că e bine. Mm. Nu vine niciun tren? Mi-e frică să mă uit în jos, aia e chestia. Oh. E mult de tot până jos. Ah, dar chiar că e o priveliște super frumos. Nu cred că mă uit. Nu! Speedy!